Dacă Iov e în partea din stânga jos a triunghiului și trebuie să se îndoiască nu de dreptatea lui Dumnezeu din vârf, ci de principiul retribuției din dreapta, este cartea Iov un protest general împotriva principiului retribuției? E un protest absolut? Yeah, thank you. I think it's a strong protest against a rigid principle of retribution. Cred că este un protest puternic împotriva unui principiu rigid al retribuției. Of course the Bible talks about we will be judged for our deeds. Sigur, Biblia vorbește despre faptul că vom fi judecați după faptele noastre. So in a sense you can say that there is sowing and reaping if you take the full scope of a human's life. Luând întreaga perspectivă a vieții umane, ai principiul acesta al semănatului și al culesului. But the Bible protests when people try to apply the principle of retribution to an individual on a limited part. Protestul este însă înspre ceea ce protestul Scripturii este înspre aplicarea acestui principiu al retribuției într-o parte limitată a vieții umane, mai ales una cu multe necunoscute. You can never look at an individual and say, "Oh, look at that suffering, there must be sin." Nu poți, așa cum am văzut și din cartea Iov, să te uiți la o persoană și să spui, uite-te la toată suferința lui, trebuie să fie un păcătos mare. And you cannot do the opposite. Look at all the blessing, there must be so much righteousness. Și nu poți să faci nici partea opusă, uite-te la toată binecuvântarea de care are parte, trebuie să fie extrem de neprihănit. We can think of Psalm 73. Ne putem gândi la Psalmul 73. It's a psalm by Asaph. Este un psalm al fiilor lui Asaph. And the whole psalm is dealing with this. Și un psalm al lui Asaph și tot psalmul tratează problema aceasta. And Asaph looks at the unrighteous and see how they prosper. Asaph se uită la cei păcătoși și la felul în care ei prosperă. And he sees that the principle of retribution does not work. Și vede că principiul retribuției nu funcționează. And the solution in that psalm, one of the answers is look at the ultimate destiny. Soluția acelui psalm, cheia de interpretare este unul în perspectivă. Uită-te la final. So the book of Job is a critique of the principle of retribution. În acest sens, cred, cartea lui Iov este o critică adusă unui principiu al retribuției astfel aplicat. Applied to this life. Aplicat acestei vieți. If we go to the New Testament, there is a passage using the phrase of sowing and reaping. În Noul Testament avem un pasaj care folosește această imagine a semănatului și a culesului. In Galatians chapter 6, în Galateni, în capitolul 6, from verse 7, de la versetul 7. Do not be deceived, God cannot be mocked. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. People reap what they sow. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Those who sow to please their sinful nature, from that nature will reap destruction. Those who sow to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. And now comes the point. Și aici vine ideea. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Cheia este versetul 9, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală, la vremea potrivită. So in the proper time. Deci la vremea potrivită. And for a lot of people that will be on the day of resurrection. Și pentru cei mai mulți sau pentru mulți oameni, vremea aceea potrivită va fi în ziua învierii.
momentul învierii. We can think of people who have sacrificed their life for the sake of the gospel. Ne putem gândi la oameni care și-au sacrificat viața de dragul evangheliei. And who have been killed as martyrs. Și care au fost omorâți ca martiri. They were sowing in the spirit. Ei au semănat în duhul. But they were not reaping any good fruits for themselves in this life. Dar n-au cules ceva bun în această viață pentru ei. But in the proper time, dar la vremea potrivită, they will reap from the good things they were sowing in the spirit. Ei vor culege roadele bune a ceea ce au semănat în duhul. So we need to make a distinction here between in light of eternity compared to if we look at our lives now. Distinția pe care aș face-o aici este următoarea: în lumina eternității și în lumina ceea ce trăiesc acum. You might remember in John chapter 9 there is a man who was born blind. S-ar putea să vă aduceți aminte, în Ioan capitolul 9 a fost un om care s-a născut orb. And even Jesus' disciples are thinking from the principle of retribution. Și chiar și ucenicii Domnului Hristos judecă această situație de pe poziția principiului retribuției. So of course he is suffering because was born blind. Sigur că el suferă pentru că s-a născut orb. And the disciples ask the question, whose fault is it? Și ucenicii instinctiv întreabă, a cui vină este că s-a născut așa? Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Învățătorule, cine a păcătuit, el sau părinții lui de s-a născut orb? There you have the principle of retribution. Aici ai din nou principiul retribuției. Someone must have sinned because here is this suffering. Cineva trebuie să fi păcătuit pentru că ai de față o suferință. And Jesus denies the principle of retribution. Și Domnul Hristos neagă în această situație principiul retribuției. Neither this man nor his parents have sinned. Nici el, nici părinții lui. That is not the explanation for the blindness. Nu-i asta explicația pentru situația în care se afla acea persoană. So here is an important connection between the book of Job and the Gospel of John. Care este conexiunea, care e legătura dintre cartea Iov și cartea Ioan, Evanghelia după Ioan? That's John chapter 9 verse 2 and 3. Ioan capitolul 9 versetul 2 și 3. Job has never defended sinlessness. Iov nu și-a apărat niciodată perspectiva aceasta a lipsei de păcat. That is neprihănirea în sensul ăsta a lipsei de păcat. That is really stupid for anyone to. Asta ar fi un gest nesăbuit pentru oricine să facă. To claim to be without sin. Să pretindă că este fără păcat. What he is defending is that he has not a secret big sin that has caused this misery. Ceea ce afirmă el este că nu are un păcat mare ascuns care să cauzeze un lucru cunoscut care să cauzeze o suferință atât de mare. So he can think of his life that he has worshipped God. Se poate gândi și se gândește la această viață că s-a închinat lui Dumnezeu. He has trusted God and he has done good things. S-a încrezut în Dumnezeu și a făcut lucruri bune. And he has had God's blessing. Și a avut parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. And then he has continued to trust God and do good things and suddenly. Și a continuat să facă lucrul ăsta, același lucru. Și dintr-o dată, all this suffering happens. Toată suferința aceasta i s-a întâmplat. And there is not a difference in his life that when he had all the blessing, he had no sin, and now he has suffering because he has introduced a lot of new sins in his life. That is not the difference. Și plângerea lui este cu privire la faptul că n-a existat o diferență majoră între viața lui dinainte de când și care a finalizat în binecuvântare și viața după ce a primit binecuvântarea de a primit suferința. So in that sense he's still defending that it's not a big sin that has caused it. În acest sens el apără lucrul ăsta că nu a avut
un păcat care să fi cauzat, mare care să fi cauzat. So the only thing he confesses for God is not a sin, but his arrogance of speaking of things he didn't know. Lucru pe care îl mărturisește înaintea lui Dumnezeu nu ar fi un astfel de păcat, ci aroganța pe care a avut-o de a-i se adresa și de a-i cere socoteală lui Dumnezeu, având o astfel de perspectivă acum. And you can say he has, in his suffering, he has minimized his picture of God. Putem spune că în suferință el a comprimat, a minimalizat imaginea lui cu privire la Dumnezeu. And when God takes him on this imaginary travel around the world, his view of God is expanding again. Și când Dumnezeu l-a luat în tot această călătorie de înconjur al lumii, imaginea lui cu privire la Dumnezeu a fost restaurată, ea însăși l-a văzut din nou la dimensiunile lui reale. So he realizes that the God who can run this kind of universe, he can have good reasons to let me suffer. Realizează că Dumnezeul care are atâta înțelepciune să conducă acest univers minunat are rațiuni bune pentru care lasă îngăduie suferința în viața sa. And we as readers of the book, we know of that reason. Și noi ca cititori ai cărții și știm deja motivațiile lui Dumnezeu pentru această suferință. The challenge from the devil to God. Provocarea pe care diavolul i-a adresat-o lui Dumnezeu. But for Job it was enough to be reminded God is big enough to have a reason, therefore I should trust him. Dar pentru Iov a fost suficient să îi se aducă aminte că Dumnezeu este îndeajuns de mare încât să aibă un motiv și el să pur și simplu să se încreadă fără să știe tot ceea ce am știut noi. Maybe we should let this evening come to a close so we don't increase the suffering in the world. Am vrea să încheiem seara aceasta ca să nu mărim suferința din lume. Thank you so much for listening. Vă mulțumim și vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat. And I'm looking forward to tomorrow with some new issues to wrestle with. Cu nerăbdare ziua de mâine cu noi provocări cu care să ne confruntăm.